de zile, generații de copii din Iscroneor, din cartierul denumit La Cartoane, au venit la grădiniță într-un spațiu de bloc aflat la parter, impropriu și fără prea multe posibilități de a se juca. Anul acesta, cei mici au fost primiți în clădirea nouă, iar asta i-a făcut pe toți să ne spună cât sunt acum de încântați. Cum este aici la noua grădiniță? Bine. Ce-ți place aici? Că este frumos și avem loc de joacă. Da, cum era dincolo în bloc? Bine, era spațiu liber. Frumoasă. De ce? Pentru că are locul mai mare. Dincolo cum era la școală? Mai mic loc. Cum e aici la grădiniță? Aghedi, îmi place aghedi. Cu părinții, cu frații mai mici, ori cu bunicii, fiecare a venit la noua grădiniță, unde au și avut posibilitatea să verifice spațiile primitoare. Este un moment foarte așteptat, moment despre care educatoarea celor mici ne-a spus cu mult entuziasm. Merităm. Am așteptat acest moment de ani de zile. În sfârșit și comunitatea noastră beneficiază de un spațiu superb, cu săli luminoase. Am încercat și în spațiul vechi din bloc să amenajăm, să avem condiții pentru desfășurarea activităților cu copiii, dar aici spațiul este luminos, imens, este curat, avem spațiu de joacă și toți suntem mândri că în sfârșit avem o grădiniță de vis. La inaugurare, părinților și copiilor le-a urat bun venit și primarul din Alinoasa, care spune că nu este ultima investiție pe care o face pentru copiii din orașul acesta. O mare realizare, zic eu, pentru orașul Alinoasa și pentru copiii noștri. Este o grădiniță modernă, frumoasă, sper să se bucure toată lumea de această realizare. Urmează și cea de la Alinoasa, astfel încât vom scăpa, cel puțin pe problemele de grădiniță, vom scăpa de toate greutățile care le-am avut până acum. Grădinița nouă are geamuri care se rabatează cu ajutorul unui întrerupător, mobilier ca în povești, clase luminate și încălzite, spații primitoare, dar și un loc de joacă nou-nouț. Construcția a durat mai mulți ani și a costat din bugetul local suma de 2,2 miliarde de lei vechi, iar alte 16 miliarde de lei vechi a dat Ministerul Educației.